Salutare, fetelor! Iată, aceste lucrări le-am creat în zilele trecute și vreau să vă arăt ce mi s-a primit. De la început era o idee cu niște frunzulițe micuțe care, pur și simplu, fără flori, foarte simple. Și pe parcurs mi-a venit ideea să le schimb culoarea, să le vopsesc cu aur. Mi-a părut foarte interesantă, dar și așa se primește foarte bine, anume prin verdele este închis, pe crenguța de cafeniu închis. Coronița asta e realizată din argilă polimerică și frunzele, ca de obicei, lucrările care eu le fac acum, frunzele se îndoaie și își recapătă înapoi forma lor. Dacă o scăpăm jos, nu e nicio problemă. Și, desigur, vreau să vă arăt mai departe și alte lucrări de-a mele, care sunt făcute de 2 săptămâni, pe parcurs de 2 săptămâni. Iată încă o coroniță, care așa mai vintaj, m-am inspirat pe internet, mă uitam și am văzut niște coroniți care purtau fetele în vechime și m-am gândit să nu copii de acolo, dar să fac ceva așa în felul meu, cum aș putea eu să fac. Și ideea asta a reluat-o și fiica mea Ana și ea, să spun, face coronițele foarte bine. Aș spune că chiar mă întrece în maestrie. Și dacă ne uităm atent, vedem și schinișori, totul se ține bine, e flexibil și eu aș spune că e o lucrare de artă, pentru că e făcut întâi sketch și toate chestiile astea sunt programate, sunt analizate și în final, iată, s-a primit o așa lucrare. Acum vă mai arăt. Iată lucrarea asta, e pe, știți cu toții chestii de astea, cum se vând peste tot și am vrut să fac o lucrare care să o prindă părul lung, da? Și să fie așa, nu roșu aprins, dar o culoare. Culoarea, ca să vă spun secretul, nu e niciun secret de altfel. Culoarea se numește Crimson și am folosit-o din vopsele pe ulei. Și iată, fără să mai adaug ceva, mi s-a primit așa o culoare minunată. Și desigur am născocit chestia asta micuță ca să dea așa un chic lucrării când o punem în coafură. Acum vă mai arăt. Vă arăt o lucrare care e legendară, iată, de la, anume de la Trandafirul Negru a pornit toată creația mea în legătură cu argila polimerică. Datorită Trandafirului Negru eu am aflat despre argila polimerică. Căutam peste tot să cumpăr pentru ca să-mi prind părul un trandafir negru. Îmi place la nebunie trandafirii negre și n-am găsit nicăieri decât chestii de aia din China care poartă toți, iar eu vroiam ceva deosebit. Și iată, în felul ăsta, trandafirul negru mi-a descoperit mie lumea magică argilei polimerice. Tot e flexibil, dacă îl scăpăm jos, nu e o problemă. La apă e rezistent, desigur, că nu o să stăm o săptămână în ploaie. Dar așa, ne-a prins ploaia, venim acasă, îl scuturăm și îl punem la uscat, nu e nicio problemă, va trăi 100 de ani. Și vă mai arăt încă o lucrare foarte drăguță, tot pe chestii de aia, ea se prinde și în coafuri de sară și poate chiar în toată ziua la rochițe, mai ales acum primăvara, vara. O lucrare foarte finuță cu roz în gradient, de la roz închis mijlocul la petale care practic sunt transparente. Și desigur cu lăcrămioare, cu stilizarea lăcrămioarelor. Nu știu cum se vede la cameră, dar lucrarea e super. Și vă mai arăt o lucrare.
Iată, lucrarea asta e mai așa, mai sărbătorească, e tonată cu vopselie în ulei, iar în fine, după uscare, am tonat-o cu aur alb. Se vinde în magazinele Diufa și se vinde ca praf. Nu e atât de scump, dar prețul nu contează. Contează faptul că o cutiuță de aur alb poate să-ți ajungă pe foarte mult timp și dă un efect de... îmi place foarte mult efectul, poate fiecare să înțeleagă în felul lui, dar aurul e aur, dar aici e un efect ca mătasa, ca... Eu nu cred că camera de senzația care o am eu privindu-le în realitate. Și vă mai arăt una care se aseamănă foarte mult cu asta, iată le pun ca exemplu. Sunt două lucrări identice, dar totodată se diferă prin design. Și ele se prind, de exemplu, ai făcut o coafură frumoasă și cât de frumoasă este coafura, dar dacă mai pui ceva deosebit, e uimitor, ești regină, atrage atenția mult mai mult și prietenile tale pot să te invidieze, pentru că așa e. Și mai am încă o lucrare care am creat-o ieri și s-a primit atât de finuță. Are ceva comun cu precedentele care le-am arătat, dar totodată am schimbat puțin, am făcut schimbări în material și am privit ce minunăție. O orhidee și tot e flexibil, cum am spus. Nu ne temem de căderi, nu ne temem că dacă am plătit lucrarea, am venit acasă, am scăpat un întâmplător jos și gata, ne-am luat rămas bun de la ea. Nu, lucrarea aceasta mulți ani va folosi la înfrumusețarea coafurilor cât e posibil, da. Toată asta e făcut, e pictat cu pensula, cu vopsele în ulei. Și mi-a plăcut mult, nu știu de ce, dar eu o practic în toate lucrările, adaug găciulile astea de mac. N-aș spune că îmi place la nebunie macul, dar anume găciulile astea mă face să zâmbesc, îmi dă așa ca o dispoziție bună, nu știu din ce cauză, dar mă inspiră anume să fac lucrarea și să mai adaug și o găciulie de mac. Și atunci eu zâmbesc într-un fel oarecare așa enigmatic. Iată. Atâtea azi atât. V-am arătat ceea ce am făcut eu ultimele 2 săptămâni. Și mă bucur mult că ați vizionat până la urmă. Mulțumesc pentru că v-ați uitat și vă doresc inspirație și vouă să... cred că